Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare a zilei pentru această frumoasă zi de miercuri, 22 noiembrie 2023. Haideți să vedem despre ce poate fi vorba în această etalare. Da, și iată că am extras cărțile pentru această zi. Să vedem, iată că prima carte în această citire este cea cu numărul 14, așadar numerele 1, 4, 5 sau 14 pot fi semnificative pentru tine în această zi. Și da, într-adevăr, iată că este vorba din nou despre conexiuni importante în viața ta în aceste momente, despre faptul că îți dorești să păstrezi această conexiune deosebită cu o persoană din viața ta sau cu cineva poate de la drum sau cu persoanele care sunt lângă tine, cu persoanele din jurul tău, da? Văd că din ce în ce mai multă importanță vor căpăta relațiile în viața ta. Da? Despre aceste conexiuni de dragoste, de grijă, de prețuire este vorba în această zi pentru tine, dragul meu sau draga mea. Te vei îmbălui de acest sentiment al iubirii, acest sentiment al dragostei pe care vei dori să-l împărtășești fie cu această persoană care este, pe care o consideri unică în viața ta, da? Persoana cu care îți împarți viața, fie cu celelalte persoane cu care ai tangență pe parcursul zilei. Da? Pot fi persoane de la locul de muncă, persoane pe care le îndrăgești, da? Persoane apropiate ție, prieteni, familie și așa mai departe. Să știi că aceste persoane așteaptă ca tu să le arăți din când în când prețuirea ta și iubirea ta. Da? Aceste persoane au nevoie să se încarce cu energie pozitivă și din partea ta, dragul meu sau draga mea. Așadar, faci foarte bine în această perioadă că te focusezi puțin și în această direcție. Da, văd că unele dintre voi, dragile mele, dacă sunteți într-o conexiune în aceste momente, vă puteți aștepta la un mic dar din partea partenerului, da? Un mic dar care vine tocmai în semn de prețuire pentru voi, da? Tocmai pentru a vă arăta cât de mult vă iubește această persoană, cât de mult ține la voi, da? cât de mult este preocupat de binele vostru. Da, hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că aceasta este cardul cu numărul 18, așadar numerele 1, 8, 9 sau 18 pot fi semnificative pentru tine în această zi. Și iată că vorbim aici despre o persoană anxioasă, nu știu, poate că tu ești în această situație, poate că așa ești tu din fire, mai anxios, mai sensibil, sensibilă, dar poate că atrage această negativitate din jurul tău. Văd că pentru mulți dintre voi, dragii mei, este posibil să nu aveți foarte multe lucruri de făcut în timpul zilei, dar acele lucruri pe care le faceți, poate simplul fapt că mergeți până la serviciu și vă întoarceți înapoi, este destul de copleșitor pentru voi. Da? Pentru că văd că, pe de o parte, vă însoțesc tot felul de griji pe care vi le faceți pentru ziua de mâine, pentru cineva din familie sau pentru faptul că ceva nu a ieșit cum vă doreați să iasă. Iar pe de altă parte, dragilor, văd că într-adevăr există persoane în jurul dumneavoastră care născocesc tot felul de răutăți despre voi, da? Răspândesc tot felul de bârfe și acest lucru e posibil să vă dărâme, da? Dumneavoastră, prin sensibilitatea dumneavoastră, iată, nu rezistați acestora. Da, acestor răutăți. Este ca și cum viața vă pune la zid, da, prin intermediul acestor persoane. Nu vreți să mai încercați aceste sentimente pe care le probați în momentul în care auziți aceste răutăți despre voi sau despre cineva drag. Da? Ați vrea ca acest lucru să înceteze odată pentru totdeauna, fie că asta se întâmplă la locul de muncă, da, printre colegii dumneavoastră sau șefi,
vis-a-vis de voi, fie că se întâmplă pur și simplu pe stradă, da, în momentul în care mergeți până la magazinul din colț sau ce știu eu ce treburi mai aveți de rezolvat în ziua respectivă, da? Vă este imposibil să vă ascundeți de toate aceste, cum să le spun, incongruențe ale oamenilor. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici îngerașii Grace și Antoinette, care îți spun, pentru a putea vindeca această situație, privește cu compasiune punctul de vedere al celuilalt. Da, dragii mei, se pare că oricât de mult ați vrea să vă fofilați în acest moment sau oricând vă doriți să faceți ceva pentru voi, da, vă loviți de această situație că trebuie să țineți cont și de părerea celuilalt sau al celeilalte sau chiar dacă nu sunteți cu cineva într-o relație, da, este cineva acolo lângă voi, poate cineva din familia dumneavoastră sau un prieten foarte bun pe care trebuie să-l întrebați, da, sau să căruia trebuie să-i spuneți despre ceea ce vreți să faceți, pentru că altfel văd că vă este teamă să nu dați greș sau pur și simplu vă este teamă să mergeți înainte, da, cu ceea ce vă propuneți. Da, este foarte adevărat că este bine în momentul în care ne dorim să pornim la un drum lung să ne conciliem și cu o a doua persoană sau cel puțin cu încă o persoană, da? Nu neapărat pentru că ne dorim ca această persoană să știe despre planul nostru sau despre ceea ce ne dorim pentru noi, dar pentru că pur și simplu vorbind despre situația care ne preocupă, este posibil să dobândim o perspectivă mai clară asupra acelui lucru. Da, hai să vedem și următoarea carte. Avem aici Luna 9 în semnul Taurului, o carte foarte bună pe aspect financiar, care îți promite să te aștepte. Îți spune că te așteaptă o perioadă de prosperitate, da? În următoarea fază din viața ta. Da, dragul meu, draga mea, așteaptă-te la tot ceea ce este mai bun pentru tine în următoarea perioadă. Văd că, într-adevăr, îți dai silința, într-adevăr, muncești foarte mult pentru tine, pentru familia ta, pentru visele tale, da? Și toate aceste lucruri nu rămân fără răspuns din partea Universului. Energia ta, da? Odată canalizată spre toate aceste aspecte, iată, se întoarce la tine însutit, da? Și sub forma unor resurse financiare pe care, în mod firesc, tu le aștepți, da? Bineînțeles că prin această prosperitate pe care o accesezi în aceste momente, vei reuși să îți pui planurile în aplicare sau unele dintre aceste planuri, da, și să îți mai îndeplinești pe aici pe acolo câte o mică dorință sau să nu spunem cât un mic moft, da? Ceea ce este foarte bine și foarte sănătos pentru tine. Hai să vedem și următoarea carte. Încă un mesaj avem aici din partea Lenormand. Iată că sosește prima carte, cardul cu numărul 15, așadar numerele 1, 5, 6 sau 15 pot fi și ele semnificative pentru această zi de miercuri. Vedem aici acest urs, da, care face trimitere la la forța ta, la vigoarea ta în această perioadă, da? Văd că te vei simți exact ca și un urs, da? Să spunem așa, în această perioadă vei fi foarte viguros sau viguroasă. Ce știu eu, poate că unii dintre voi veți avea foarte mare grijă la ce consumați în această perioadă, da? Poate că unii dintre voi ați început o dietă sau un regim de detoxifiere, da, care vă va permite să vă simțiți din ce în ce mai energici, da, sau energice, mai viguroși sau viguroase. Acest lucru vă va oferi putere în primul rând și vă va umple de o energie nouă și pozitivă. Așteptați-vă la lucruri bune în viața dumneavoastră dacă
dacă vă orientați spre așa ceva în această etapă. Hai să vedem încă o carte. Avem aici un card din partea acestui pachet care îți promite un gând pentru această zi. Iată că acest gând vine spre tine. Transform fiecare experiență într-o oportunitate. Fiecare problemă are o soluție. Toate experiențele sunt oportunități pentru mine de a învăța și de a crește. Sunt în siguranță. Da, dragii mei, dragele mele, este adevărat că de fiecare dată se întâmplă lucruri noi în viața noastră, lucruri noi care ne învață diferite aspecte despre noi, despre viața noastră, da, și mai ales cum să accedem la ceea ce noi ne dorim, da, cum să transformăm toate acele experiențe din viața noastră în adevărate oportunități pentru noi. Da, și iată că te vei orienta spre așa ceva în această perioadă și vei considera din ce în ce mai mult că în timp ce faci ceea ce consideri de cuviință pentru tine, pentru viața ta, te consideri a fi în siguranță și așa și este, dragii mei, dragele mele. Hai să vedem încă două cărți pe care le voi extrage din tarot. Iată că prima carte este Optul de Bâte, o carte care te va reconforta în această zi, te va face să te simți din ce în ce mai bine sau să ieși puțin din climatul vieții tale, care se poate să fie puțin mai anost în ultima perioadă sau puțin mai plictisitor, da? Cu o veste. Da, mă refer la această veste extraordinară pe care o vei primi din partea unei rude sau din partea unui prieten bun, din partea cuiva apropiat, care, iată, vine spre tine și te scoate din amorțeală, așa, da? Este ca și cum vei dobândi o perspectivă nouă asupra unei situații sau vei căpăta siguranța faptului că ceva se poate rezolva în mod favorabil și pentru tine în perioada următoare. Da, hai să vedem și încă o carte. Da, iată că avem aici doiul de pentagrame. Poate fi vorba despre o soluție financiară pe care o poți găsi la o problemă de-a ta cu care te confrunți de ceva vreme, dragii mei, în ultima perioadă. Despre o alegere pe care o vei face în această perioadă, despre faptul că mulți dintre voi jonglați poate cu două oportunități în viața dumneavoastră în prezent, da? Este posibil, de exemplu, ca unii dintre voi să aveți un loc de muncă pe care îl iubiți, pe care îl respectați și pe lângă aceasta să mai faceți ceva care vă aduce un venit suplimentar de care aveți, de asemenea, foarte mare nevoie și care vă mulțumește. Pe de altă parte, dragii mei, văd că unii dintre voi veți avea de ales în această perioadă între două ființe care se manifestă în viața dumneavoastră acum, două ființe care, pe care le poți considera la fel de importante pentru tine, dar în momentul în care vei face această alegere pentru una dintre ele, te vei ghida, bineînțeles, în funcție de intuiția ta, în funcție de ceea ce îți va spune ție inima. Hai să vedem și următoarea carte. Da, vorbim aici cu acest card despre vindecare. Imaginează-te pe tine și pe iubitul sau iubita ta înconjurați de lumină. Simți în această perioadă că relația ta este vindecată în orice moment. Da, dragii mei, dragele mele, iată că este clar și noi avem nevoie ca indivizi de vindecare, dar și relațiile dintre noi doi sau dintre noi și o anumită persoană, da, în viața noastră au nevoie din când în când de o resetare, de o vindecare, da? Iată, imaginându-ți cum lumina se coboară asupra voastră, puteți aduce această vindecare în viețile dumneavoastră. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!